În timp ce în sediul prefecturii se discuta despre masterplanul din sănătate pentru regiunea Nord-Est, membrii sindicatului Sanitas protestau afară împotriva eliminării indemnizației de hrană și a sporului pentru asigurarea continuității activității în unitățile sanitare și de asistență socială din plafonul de 30%, calcularea sporurilor și a gărzilor la salariul de bază actual pentru toți salariații din sistemul sanitar și cel de asistență socială și eliminarea inechităților de acordare a sporurilor. Principalele revendicări ale noastre sunt legate de inechitățile existente în sistemul de salarizare. Practic, avem colegi care ar fi trebuit să beneficieze de creșteri la 1 ianuarie și s-au trezit fie că nu au beneficiat nici de o creștere salarială, fie au avut chiar venituri diminuate față de anul 2018. O altă revendicare extrem de importantă pentru noi este legată de acest master plan care a apărut în mai zilele trecute și în care se vorbește de tăieri masive de paturi, aproximativ 4.000 de paturi care vor dispărea din spitale din regiunea de Nord-Est. Prefectul Iașiului Marian Șerbescu i-a invitat pe sindicaliști la o discuție legată și de masterplanul din sănătate. Membrii Sanitas sunt hotărâți să continue și în luna martie protestele până când doleanțele lor vor fi ascultate.